Salut prieteni, bine ați venit la videotorial.ro, eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt cum puteți suprapune două imagini. Prima dintre ele care va fi pusă peste, va avea transparență și vom avea în final o imagine compusă foarte drăguță, nu se va vedea ca și cum pui ceva peste așa urât. Haideți să începem. Aplicația pe care o vom folosi se numește Photo Layers, este gratuită în Play Store, puteți să o instalați. Are ceva reclame, dar vă descurcați și cu asta imediat ce deschide aplicația, te roagă să uh, deschizi o poză. Noi prima oară vom lua o poză ca să decupăm din ea bucata pe care o vom lipi peste cealaltă poză. Așa că uh, îi băgăm prima oară poza de decupat. Uh, este asta uh, o glumă destul de drăguță, dar vom decupa ceva de aici. Cum decupăm? Foarte simplu. Prima oară ne întreabă cam cât vrem să folosim din poză. Lăsăm așa și apăsăm sus, Dan va intra în editor și acum mergem pe cat. Da? Aici pe cat dăm pe auto selfie și ne va decupa câte ceva. Pe noi nu ne interesează decât pachetul ăsta al de jos, așa că vom folosi uh, chestia asta de șters. Da? Haideți să măresc un pic ca să șterg mai repede. Uh, vom șterge asta de sus pentru că nu ne trebuie să rămânem doar cu asta albă de jos. Mare atenție să ștergeți bine să nu rămână punctulețe și alte chestii. Apăsăm dan. Done. și imaginea se va salva. Haideți să vedem dacă s-a salvat. Da, este aici, s-a salvat, este în galerie. Acum ce trebuie să facem, tot așa în aplicație, mai deschidem o poză, da? change, deschidem altă imagine și deschidem o imagine dintr-o genă de gunoi. Acum ce trebuie să facem? Tot așa, lăsăm selectat cât vrem să folosim din poză. Dacă vreți să folosiți mai puțin, da? Haideți să facem așa, puteți să faceți și asta. Așa. Totuși se vadă că e puțin gunoi pe acolo, că e o de gunoi. Și acum apăsăm Done. Tot așa se va deschide în editor și după aia de sus Add Photo. Și băgăm poza noastră cu transparență. Tot așa o lăsăm selectată pe toată, apăsăm Done. Și acum putem să o micșorăm, aolo, așa, o punem undeva aici, o mărim un pic și o întoarcem un pic așa ca să fie veridică chestia. Da? Și o punem aici jos, save, save și acum ar trebui să fie în galerie, haideți să vedem cât de frumoasă a ieșit. Hmm, arată foarte bine, așa, puteți să suprapuneți absolut orice, puteți să decupați orice, se poate decupa în aplicație și pe manual, dar durează ceva mai mult modul manual, modul selfie este dresat, practic, să decupeze pe lângă obiectele pe care le vede. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!